Toru! Toru, hai mă încoace! Hai! Vino! Doru! Băi, să știi că n-ai dreptate! Eu n-am dreptate! Da! Eu n-am dreptate! Da. Poate că tu n-am... De ce? De... Bine mă, treaba ta! Spuneți-mi măcar că nu i-ați dat adresa. No! Adresa ta? Vorbă. Nu, 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 cu siguranță nu. Băi, eu nici nu știu. Da. Ok, bun. Vă dați seama, nu? Ce înseamnă asta? Păi e clar. E clar. Cine a fost? Da? Da. Păi înseamnă că... Păi da, înseamnă că e timpul să le mai fac o vizită civilizată în stora. Păi cum? E destul. Victor, gata, hai. Păi nu merg eu la vecinii noștri, dragi? Calmează-te. Ascultă, știi ce s-a întâmplat ultima oară când ai trecut pe acolo? Că... Da? Păi apare nu i-am vizitat destul. Nu, nu, nu. Nu, ascultă-mă, eu cred că asta i-a provocat mai tare. Pe lângă faptul că au promis că ne dau în judecată... Da. Pe tine te dau în judecată pentru agresiune și ultraj și alte căcaturi. Da. Deci, vă rog eu frumos. Hai să respirăm puțin, să ne oprim, să gândim puțin cu capul nostru, că de obicei noi o luăm razna des și îi se alege praful. Dacă o luăm razna toți trei, se duce dracu tot! Mama, calmează-te, mama, mama. Ascultă, te rog eu frumos, gândește-te și la noi așa ca părinți. Deci îți spun eu, o mamă suferă tare, deci hai să te calmezi acum, da? Te rog frumos, o să vezi și tu cum e să fii mamă, tată. Da? Hai zâmbește acum. Zâmbește, literăși. Așa. Mă rog, puțin mai mult dacă se poate, da. Bine că v-ați băgat mințile în cap și vorbiți și voi, ca lumea între voi, ca omul cu femeia, nu așa? Să știi că pentru Vlad a făcut-o, nu pentru moștenire sau altceva. Bă, nu, pentru Vlad, ziceam și eu, normal. Hai, știi ceva? Adică pentru amândoi. Hai, Lumin. Scuze, am emoții. Ai emoții, am făcut asta de atâtea ori. E un control de rutină. Așa și? Așa și? Ai mai fost de atâtea miliarde de ori. Ce ești așa emoționată de fiecare? A dat Vladi pe bune? Ia să te văd eu când o să ai două creaturi care cresc în tine. Să văd eu atunci cum e, dacă o să ai emoții sau nu. Da, chiar așa va. Și eu când am avut niște creaturi. Hai, știi ceva? Lara făcea unul. Baftă la control! Hai, nu începe și tu acum! Gata, gata, hai, gata. Hai, o să rup capul cuiva dacă... Așa, așa sunt papalici ăștia, ca să ai zis. Că vor să știe și ei ce e normal. Hai, hai, pa! Marius. Victor, mergem? Cheamă poliția. Vezi că chem poliția! Nu-i spune, măi, lui! Vlad, până vine poliția, ăsta te face două grisine. Crede-mă, e mai eficientă amenințarea. Hai să mergem noi. Hai, 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 nu fii f***ă lău. Mergem. Zic că poate o să chem chiar eu poliția, având în vedere că a intrat cu maică-ta prin infracție la mine în casă. Nu-i adevărat! Te descurci și pe cont propriu, te aștept la mașină. Ce? Nu poți dovedi nimic, da? Da, știi ce pot să dovedesc? Din nou, că poți să te îndoi în două jumătăți perfect egale. Tehnic vorbind, sunt perfect egale, că astea sunt jumătățile. Sunt două și sunt perfect egale. Barosane, stai, că nu frumos să te iei așa de verișorul tău. Băi, leșinatule, tu ce te bagi, a? Bă, tu vrei să mă enervezi și mai tare decât m-am enervat deja? Ia, hai. Trădătorule! Trădător? Eu sunt trădător! Păi n-am degete la mâini să număr câte țepe mi-am luat din cauza ta! Băi, ești nebun, ai toate degetele la mâini! Ce, mă? Și ce a fost vina mea? Da, cui a fost, mă? Bă, vrei să ne luăm aici acum? Alo, șofer! Treci la șofat! Hai, treci la șofat, șofer! Tu ce ai, mă? Ce, tu nu ești șofer? Vorbeam cu amândoi! Hai, gata! Lăsați oamenii mari să vorbească! Vorbiți mai încolo! Hai, mă, treci, treci! Continuați! Tu ai dat adresa Iuliei?
Auzi, știi ce? Ia, gata, că m-am săturat. Tot atâta dai vina pe mine pentru toate problemele tale. Dar ce mă... Cu ce eu mă vinovat că nu ești tu hotărât? Că nu vrei nici cu aia, nici cu aia, ba cu aia, ba cu aia, la altă, că aia nu-i bună, că pe aia am lăsat-o însărcinată. Ia, gata, mă. Ce mă? N-ai nicio dovadă, da? Așa că ia, mă, hai, dă cu pumnul, că atâta știi tu să faci, dă cu pumnul. Că așa ai făcut și lui doctor, așa ai făcut și lui ăla de la presă, că așa știi tu să-ți rezolvi problemele. Bă, dar un membru al familiei nu mă așteptam. Și acum, gata. Apropo de doctor, eu trebuie să plec. Dacă eu cu Flori mergem la consult, că nouă chiar ne pasă de sarcina noastră, nu stăm să ne zboară mintea la iubiri pierdute și alte moto odată. Vezi că ți s-a dezlegat și de... De unde știi că nu i-am zis la tine să se gândească de un singur la asta? Și atunci cine i-a zis? Știu cine i-a zis. Hai. Să nu mă așteptați, că nu știu când vin.